un șut pe lângă poartă puternic și au fost desigur emoții pentru Rusu. Centrare la prima bară și trage bine apro, bun reflexul lui Rusu. Șut sănătos al fotbalistului cu numărul 3, dar bun și răspunsul portarului Sloboziei. În această preluare s-a cerut offside acolo, trage în plasa laterală Macrai. A venit semnalizarea de la margine. Nu vă opriți, transmite portarul Rus, unul dintre liderii echipei. Șut acum ratat al lui Ciuroș. Un balon peste poartă, o nouă minge deviată. Perioadă mai bună pentru Miercurea Ciuc. Duel foarte interesant până acum, în aceste 22 de minute. Șutul peste poartă lasă de dorit această execuție. Cel care a tras a fost brazilianul Anderson. De Ciucani și e gol marcat de Purece, roade copilărească făcută de oaspeți, provită Purece și deschide scorul, dar și drumul spre promovarea în Superliga. Așa s-a marcat primul gol din această partidă. Felicitat Purece și de capitanul Toma. Hai să vedem experiența lui fotbalist Superliga. Merge și îl îmbrățișează pe Adrian Mihalcea. Toma greșește acolo Ginghe. Reluare peste aproape de 2-0 Slobozia. Ocazia lui Lazar. Cixeret a început dezastruos această repriză. Acum șansă mare de 2-0. Ratează prima fază, ratează și a doua oară jucătorul cu numărul 20, Ecolo, intrat în locul lui Purece, cel care a deschis scorul. Uriașă situația lui Ecolo. Dublă ratare. Cel care a salvat este capitanul Kelemen, care pierde aici din marcaj. Kelemen intervine a doua oară. Așadar, Ciucul pe cale s-a întrerupt o serie foarte bună. Șansă de gol și 2-0, inevitabilul se produce. Sloboția marchează golul care, teoretic, să-i